Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod. Ei bine, astăzi vom extrage câștigătorul cuțit. Nu, ce? Nu, astăzi vom extrage câștigătorul giveaway-ului. Nu, hai să o luăm de la început, Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod. Ei bine, astăzi vom face extragerea câștigătorului armei de CSGO. Mai bine așa? Da. Ei bine, astăzi suntem alături de Catudor și toată lumea mi-a spus când faci odată extragerea aia. Ei bine, a venit ziua. Avem aici Gamius Competitions finished. Vom extrage mare câștigător. Yeah. Da. Ești gata? Hai să vedem cine a câștigat. Stai să-ți dau și partajare. Haide, M4 Raunez, Golden Coil, Field Tested, este în joc. Nu aici, stai un pic. Winners aici trebuia să dau. Draw winner. Hai, 3, 2, 1. Înainte să începem, vreau să spun că este total random, deci nu punem noi un câștigător că vrem, oricum, este total random. Oricum știu și că pe Glim eu e random, oricum. Unii nu știu și voiam să spun chestia asta și pe viitor vom mai face giveaway-uri. Bun, draw winner și... Ia să vedem, stai că 10%. Ok, 100%. David Pitcas din Canada, lol. Ok, e bine, David Pitcas... Sper dar nu e român, nu e român. De unde știi? E David, David Pitcas și este from, din Canada, la Val. Canada, cred, nu știu sigur, acum vom vedea. Așteptăm răspuns, o să-i trimiți un mesaj. Trimite un mesaj pe Gmail. Ok, deci David Pitcas sau David sau nu știu cum, sper că ești român și e stabilit în Canada. Te rog, fii român, te rog, Doamne ajută. O să-i trimit un mesaj pe Gmail spunându-i că a câștigat și să... Să îmi lase un link de trade-offer. Da, să-mi lase un link de trade-offer. Îi dau arma și asta a fost. E bine, asta a fost concursul. Da. Asta a fost. Ai ceva de comentat? Nu. Ne vedem la următorul giveaway. O să vom face giveaway-uri. S-ar putea să fie un cuțit. S-ar putea să fie. O să fie un cuțit. Un cuțit de 5.000 de... Nu, chiar. Un cuțit undeva la 50-60, cam așa. 50-60... Vedem, un cuțit, să fie, oricum să fie ceva mișto, știi, să nu fie un 3 sau ceva. Ei bine, da, cam asta a fost cu acest giveaway, acest videoclip foarte, foarte scurt și pe final vreau să vă spun să vă abonați la canalul lui Sprayerman sau fostul Catudor, aveți un link în descriere. Exact. Și să-mi dați un follow pe Twitch, pentru că de acum încolo vom face foarte multe livestream-uri și dacă îmi dați follow pe Twitch, vom putea face livestream-uri și să vă mă urmăriți și voi. Nu, adică când dau, automat când ei dau follow pe da, Twitch, sunt anunțați automat când faci tu live. Da, știu. Deci da, dați follow pe Twitch acolo, pentru că voi face livestream-uri cu ce vreți voi și... Să fiți pe acolo, follow, da, frumos. Bun, cam asta a fost episodul, eu am fost Gamil, a fost Sprayerman. Abonați-vă la el, abonați-vă la el pentru că face o treabă foarte, foarte bună. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Ciao. Pa! Ciao.